Bună ziua și bine v-am regăsit în studioul TVR Târgu Mureș. Vom discuta și în această ediție despre criza refugiaților, despre niște proiecte menite să îi ajute. În continuare, din păcate, este un subiect al zilei. Sperăm să nu mai avem foarte multe ediții în care abordăm acest subiect și să vorbim mai mult despre pace. Îl avem ca invitat pe Marius Dumitrescu. Bine ai venit la noi în studio. De ultima oară când ne-am întâlnit, atunci ai vorbit despre o problemă, iar acum vorbim despre soluție. Una din marile probleme cu care se confruntau refugiații ajunși la noi în țară era cea a medicației. Pentru că acești oameni vin de toate vârstele, cu tot felul de probleme medicale, boli cronice și nu numai, urgențe și așa mai departe, și aveau nevoie de o continuare a tratamentului. Iar aici era o problemă. Evident că legislația nu era pregătită pentru așa ceva. Ce ați făcut în acest sens? Sau de unde a pornit totul? Hai să vedem de unde a pornit, să vedem care a fost problema, cum v-ați lovit de această problemă. Totul a pornit în momentul în care oamenii aceștia au trebuit într-un bagaj să-și pună minimul necesar și evident au luat cu ei și bolile. Și trebuie să spun că sunt și afecțiuni medicale care le-au dobândit în această perioadă. Din cauza stresului? Stres, anxietate, insomnie, sunt la ordinea zilei. Le împărtășim și noi, cei care lucrăm în direct cu ei de multe ori, am luat aceste afecțiuni. Da, problema majoră a fost în momentul respectiv lipsa resurselor de targetate pe aceste afecțiuni. Respectiv, odată ei puteau veni cu un tratament care nu se regăsea în totalitate în România, vorbim de substanțe active sau doze disponibile în România, aceste combinații de medicamente care medicamente diferite până la urmă. Și necesita un primul pas, un nou consult medical. O barieră majoră aici este cea lingvistică. Imaginați-vă ce înseamnă comunicarea medic-pacient sau farmacist-pacient în lipsa unui dialog real. Și era și o problemă a modului de decontare a acestor servicii. Avem o ordonanță în România care a introdus aceste drepturi ca și asigurați în pachetul de bază a refugiaților. Altfel spus, ei pot beneficia de serviciile medicale și de medicamente, dispoziții medicale, exact ca un pacient asigurat român. Nu e atât de simplu să-l introduci în sistem. Pacienții refugiați care obțin un permis de ședere, li se alocă un CNP. Acel CNP nu este automat integrat în platforma CUI, Sistemul Informatic Integrat al Casei de Asigurări. Și ne necesită generarea unui nou CNP, un CNP doar de asigurat. Acest CNP presupune, chiar la început au fost mici dificultăți. În primul rând, accesul în noua platformă, instruirea medicilor și toate lucrurile astea se întâmplau foarte rapid. Adică nimeni n-a avut timp să studieze manualul ca să vedem cum generăm. Exact cum a fost în pandemie, a trebuit să ne adaptăm rapid la ceea ce se întâmplă. Primii pacienți pe care i-am avut au fost pacienți cu adevărat, să spunem așa, cronici. Un pacient transplantat, evident, trebuia de urgență să-și continue tratamentul cu imunosupresoare pentru că risca să îi se respingă organul transplantat. Pacienții diabetici, insulinodependenți, da, s-au găsit soluții la momentul lunii martie, în sensul că cu ajutorul donatorilor și a ONG-urilor, am eliberat în cadrul farmaciei sociale rețete simple, rețete doar prescrise de medic, dar nu din fondul de sănătate respectiv, chiar dacă aceștia se calificau. Dar în cazul pacientului transplantat nu e atât de ușor să scrie o medicație, trebuia înregistrat în Registrul Național de Transplant. Noi nu suntem un centru universitar cu care să gestionăm un astfel de registru. Trebuie să felicit și să mulțumesc doamnei dr. Gliga, au făcut lucrurile foarte ușor să se întâmple. A fost internat de o zi, toate analizele au fost făcute, a ieșit în aceea zi și decizia de a intra în registru. În două zile am avut rețeta prescrisă și omul este în afara oricărui pericol în acest moment. Dar problema resurselor a rămas, de aceea am decis la sfârșitul, în luna martie, să depunem un proiect,
un proiect într-un format puțin neconvențional. E vorba de un program, se numește În stare de bine. Este un program administrat, să spunem, sau implementat de FDSC și finanțat de Kaufland România, care ne-a pus la dispoziție resurse pentru a asigura traducerea, transportul, medicația și, când spun medicație, orice produs care se găsește în farmacie și este recomandat de către medic. Toate ceea acestea... ce mi s-a deblocat această lipsă de resurse. Toate acestea prin Asociația, Asociația Suriam. Asociația Suriam este deponentul acestui proiect. Este un, da, s-au adaptat acești finanțatori la situația de criză, respectiv condițiile de depunere. Cred că a contat foarte mult sustenabilitatea ideii, care de fapt în cazul nostru nu era o idee, era deja un proiect în desfășurare în momentul în care a fost finanțat. Deci noi am putut demonstra deja cu date foarte concrete câți pacienți s-au adresat în termen de o săptămână. Monitorizăm în mod frecvent numărul de pacienți refugiați și vă spun și de ce, pentru că încercăm să anticipăm un val, pentru că nici nu putem face față cu succes foarte ușor la un val foarte mare de pacienți cronici. Lăsând la o parte statistica, trebuie să fim calculați, dar trebuie să fim în primul rând oameni. Cei care ajung la noi, în mare parte, sunt persoane vârstnice sau copii, sunt extremele acestea de vârstă care... prin definiție sunt expuși bolilor acute, specifice copilăriei, ori bolilor cronice, care vorbim de cei în vârstă. În rest, sunt persoane de sex feminin, într-o proporție foarte mare, cu afecțiuni foarte des întâlnite de tiroidă, s-au declanșat acum, s-au decompensat acești hormoni. Credeți-mă, insomnia e cel mai ușor de tratat în acest moment. Trebuie să fim conștienți că aceste persoane trec prin acel sindrom post-traumatic. Așa și este. Nu știu dacă e neapărat post-traumatic, pentru că trauma e continuă. Aceste femei vin cu o parte din familie doar. În general, soții și poate alți membri ai familiei au rămas încă acolo. Permanent citesc știri, sunt... O parte din comunică, suflet trăiește în continuare, da, în Ucraina, acolo, lângă soț. Este și atunci normal. E o traumă continuă și e normal ca anumite boli pe acest fond să iasă la suprafață. Din punct de vedere financiar am găsit aceste resurse și doar pentru că s-au lăsat rigorile unui astfel de finanțări cumva deoparte și am reușit în termen de, cred că de o săptămână s-a depus proiectul, s-a luat decizia, am fost anunțat că suntem câștigători, am semnat contractul, imediat am și angajat un refugiat. Acesta a fost cumva elementul inovativ, pentru că am creat locuri de muncă. O să vorbim probabil și de birocrația din România, care nu-ți permite peste noapte să angajezi un astfel de cetățean refugiat. Cetățean al altei țări, da. Nu, când am scris proiectul nu mi-am imaginat aceste provocări, dar nici nu trebuie să scrii proiectul gândindu-te doar la piedici. Efectiv, bine, tu ești obișnuit cu pionieratul, adică da. Și în, ca antreprenor social, având farmacia socială, ai fost pionier și acolo și atunci... Am reușit să angajăm niște drumuri. O persoană full-time, 8 ore pe zi, pe post de translator. Refugiat. Este o doamnă extraordinară, o cheamă Halina. Este în Târgu Mureș împreună cu familia, doi copii adulți, doi copii aproape majori, nu sunt majori, dar școala online îi ține activi. Soțul, care are un reprezentant foarte mare într-o companie și lucrează iarăși remote. Iar doamna și-a dat disponibilitatea încă de la prima întâlnire. Ea vrea să ajute, vrea să cu tot ce poate. Cred că nu am discutat așa de mult despre nivelul de salarizare cât din dorința de a ajuta. Are un avantaj extraordinar că este refugiat. Câștigă încrederea refugiatului foarte rapid. Faptul că are o mașină cu număr de Ucraina câștigă foarte mult încredere. Și o să vă spun de ce. Nu am scris în proiect și n-am anticipat această reticență a refugiatului de a apela la servicii. O parte dintre ei au fost instruiți, atenție la pedofili, atenție la trafic de organe, atenție la trafic de persoane. Evident, nu o reclamă foarte bună făcută poporului român, dar cumva poate întemeiată. Atenție foarte mult la prostituție, atenție că...
acest popor român are în istorie acele adopții cu semnul întrebării. Deci lucruri care au rămas cumva ca o pată. Ei, acum am ieșit la suprafață, vă fură copii, îi duc în alte țări. Bine, datele statistice în privința traficului de persoane ne arată printre primii, așa că așa nu este, dar nu cred că era un fenomen care trebuia să pună în gardă toți refugiații. Evident, nu autoritățile române au făcut acest lucru, ci autoritățile din Ucraina. Și oamenii au venit cu acest bagaj, cu aceste temeri. Evident, eu mergând și vrând, întinzând mâna, vrând să ajutăm, dar de ce? Este suspect în acest context, dacă da, analizăm. Da, da. Alina nu are această bariere și poate să vorbească rapid. Stai puțin, eu îl cunosc pe Marius, este șeful meu. Uite ce facem noi. Te iau frumos de mânuță, mergem la un medic. Dacă nu știi ce te doare sau de unde vine, mergem la medicul dacă de familie. Dacă era practic acest transport în care acea persoană trebuia luată, băgată într-o păi, mașină și orașul. Dusă. Da, nu toți stau în centrul Târgu Mureșului. Pe de o parte, nu vorbesc limba română, nu vorbesc poate în engleză. Nici engleză. Nu poți să mergi la plimbare într-un oraș. Să știi, străin. Și foarte mulți nu ies din casă foarte des, chiar și acum. Deci noi găsim foarte greu la un loc. Și faptul că este însoțit permanent de o persoană care are și Halina probabil aceleași afecțiuni ca și ei, înțelege foarte bine. CV-ul ei, așa cum mi-a fost prezent, eu în primul rând sunt mamă, am doi copii care au avut afecțiuni medicale, soțul are ceva, eu nu mă simt întotdeauna bine și ne-am tot tratat, părinții mei au boli, uite, asta este CV-ul meu. Evident, am angajat-o pe post de mamă, dacă ar exista un cod cor. Mama aș fi scris acolo, traducerea, sau, Manu, ce face, dar este o interpretare. Dar contează și acea empatie foarte mult a persoanei mult. Care se ocupă de... Se mulează pe orice fel de refugiat, pacient refugiat, nu pune diagnostice, este foarte reținută, dar de multe ori am văzut că le instalează aplicații pe telefon, îi ajută, nu se rezumă doar la activitatea pentru care este remunerată. Da. Ajutorul ei, în schimb, în cadrul unui cabinet medical este extraordinar. Și dacă pacient-medic-pacient. Dacă pacientul ar vorbi limba engleză, să știți că există o bariere, o absolut. Temeră, iar ea reușește să destindă persoana, în primul rând, pentru că toată această consultație începe cu câteva zeci de minute înainte de efect de întâlnirea cu medicul. Ea vorbește, este un excelent psiholog. Se finalizează consultația, nu întotdeauna, să spunem, este ultimul doctor. Urmează de obicei o a doua trimitere, un specialist, se inițiază tratamentul, farmacia eliberează integral, fără niciun fel de cost, medicația. Tot Halina este cea care ia din farmacie, duce la ușa pacientului. N-am încercat să îi izolăm, din contră, dar am încercat să îi păstrăm într-o zonă de confort, să nu îi forțăm. Pentru că, imaginați-vă, le dau o hârtie care nu înțeleg absolut nimic ce scrie pe ea. Du-te la o farmacie din aia cu cruce verde. Te duci și ce faci? Întinzi hârtia, nu știi să vorbești, nu știi ce să spui. Și nouă ne-ar fi o temere în a ne descurca. N-ai pe cine să rogi. Ei, nu spun că nu au fost foarte bine primiți, dar este normal, vorbim de o traumă, acest post... Aceste persoane traumatic, trăiesc niște emoții pe care noi nu le putem înțelege și atunci e tot normal. Și-au imaginat că vor sta câteva zile, apoi s-a transformat în câteva săptămâni. Vorbim deja de... s-au calculat deja două luni, 60 luni, și ceva, ziua 67 suntem exact. Astăzi, dacă nu greșesc, sau da, aproximativ. Este foarte dificil și pentru persoanele fizice care sunt gazde să stea două luni de zile alături de aceste persoane, toate că am avut o impresie foarte greșită despre cum arată un refugiat. Ne-am imaginat în primele zile că sunt oameni sărmani, sunt oameni care ca să fim noi mulțumiți, trebuia să fie îmbrăcați rău, trebuia să meargă pe jos, desculți. Avem pe câțiva, mă scuz că te întrerup, colegii mei din regie ne vor ajuta cu niște imagini filmate de colega mea, Mihaela Șepșiordăc, care a fost acolo cu Simona Boantă, au filmat refugiații, îi vom vedea. Sunt oameni ca și noi. Doamnele poate că mergeau la cosmetică, bărbații jucau fotbal, adică aveau o viață exact cum suntem și noi. Nu sunt niște categorii defavorizate. Una e săracii și una e refugiații. Da. E altceva. Refugiat înseamnă de la orice categorie socială, jos, sus. Dar
Drama uma este cu atât mai mare cu cât aceste diferențe de stil de viață, ei trăiesc aceste diferențe de stil de viață. Este și o diferență culturală și o barieră lingvistică. Și noi avem, au trecut Paștele și a pus cineva întrebarea cum a fost acest Paște pentru un refugiat. Am văzut acele prăjituri foarte frumoase, ei au un anumit stil de a decora. Normal, cum avem și noi, da. Am văzut foarte puține fotografii, poate că nici nu n-au simțit Paștele. Nu e un moment în care poți să sărbătorești ceva. Într-adevăr, Paștele este totuși o sărbătoare mai mult mai intimă. Mai intimă, interioară, dar nu e ca și Crăciun. E normal să nu vedem aceste, un 1 mai autentic românesc cu mici și cu grătar la ei. E clar că ei trăiesc un pic lucrurile altfel. Trebuie să înțelegem. Empatia, nu vreau să fie o critică, dar cred că am uitat să fim empatici cu adevărat. Partea bună, sau una din, sunt și părți bune la tot ceea ce se întâmplă și cred că, cel puțin în viitor, între aceste două țări, între care nu existau relații foarte apropiate, existau foarte multe bariere, începând cu cea lingvistică, culturală și așa mai departe, cred că se întâmplă un fenomen de cunoaștere. Ne cunoaștem, cred că descoperim cu surprindere și ei ne descoperă pe noi, pentru că pe orice grup mare, aceste grupuri dedicate refugiaților, vezi surpriza pe care o au. Nu mă așteptam românii să fie așa. Și lor la rândul lor li s-au spus niște lucruri, existau așa niște păreri preconcepute și noi le aveam și ei le au, dar acum iată că există această cunoaștere, ceea ce e fantastic. Suntem toți oameni. Da, să relaționăm cu un vecin despre care nu știam foarte multe. Și să descoperim... Poate cei de lângă graniță mai mergeau, mai făceau cumpărături, că era la ei, nu știu, motorina mai ieftină sau conservele. Sau un ski maxim, dulciurile, da, sau un ski maxim în stațiunile. Sunt oameni exact ca și noi. Trăiesc poate cu o altă intensitate, pentru că noi suntem la o distanță aproape confortabilă. N-aș putea spune că este atât față de confortabilă. De Rusia, da. Avem în istorie, totuși... Și poate că unii dintre noi ne aducem aminte ce ne-au povestit bunicii, cum s-au comportat soldații ruși, cum s-au comportat soldații nemți. Avem totuși în istorie lucruri, da, care ar trebui să ne punem acum, ar fi momentul să le scoatem cumva. Oamenii aceștia trăiesc aceleași lucruri. Generația tânără în acest moment poate n-au avut parte de aceste povești. Poate că pentru ei războiul este mult mai modern, tehnologizat. Ceva abstract. Și două drone se întâlnesc și lucrurile în Ucraina se întâmplă clasic. E un război clasic, da. Ne afectează pe toți doar văzând niște fotografii, niște imagini. Presa nu poate să redea cu exactitate aceste imagini pentru că nici nu știu la ce oră ar fi permis și dacă ar fi normal să le vedem. Oamenii aceștia sunt în permanență în contact cu aceste fotografii. Există rețele de socializare și fotografiile vorbesc cu cei rămași acasă. Imaginați ce ar însemna, de exemplu, pentru tine să fii refugiat într-o altă țară și să recunoști într-o fotografie o clădire din orașul tău. Să nu spun propriul bloc. O clădire. O clădire. Ce impact emoțional. Ce impact. Am fost acolo acum câteva săptămâni. De acolo cumpăram pâinea. Sau aia era piscina unde mergeam. Sau sunt... Acolo îmi beam cafeaua cu prietenii. Există și, din punct de vedere psihic, o instabilitate. Ce se întâmplă cu mine? Trebuie să luăm o decizie. Mă întorc? Mai am motive să mă întorc? Am unde să mă întorc? Evident, fiecare familie care este împărțită în două vrea să se reunească, indiferent de unde. Și nu, este o onoare să-i cunosc pe acești oameni și să vorbesc cu ei. Trebuie să recunosc că de multe ori mă încarc. Este o energie. Sunt foarte puternici. E doar o impresie pe care o avem noi văzând lucrurile sunt de la distanță puternici. Sau chiar sunt oameni am puternici. Am văzut copii foarte puternici. Avem în Târgu Mureș un grup de copii. Mamele vin pe rând din Ucraina să-i ajute, deci nu toate deodată. Am văzut niște copii care sunt foarte conștienți de ceea ce se întâmplă. Deci nu li s-a povestit că mergem într-o excursie. Le este foarte greu și totuși se descurcă.
mamele sau profesorii sau însoțitorilor, bunicii mai ales, trăiesc lucrurile într-un mod mult mai dur. Este și temerea de pentru propria persoană și pentru copii. Se dublează tot. Se triplează, dacă pot să spun așa. Și un model de familie pe care am întâlnit-o este formată din mamă, bunică și copil, foarte des. Mama devine un stâlp, pentru că, cum spuneam mai devreme, jumate din ea s-a rupt și a rămas lângă soț, jumate a ajuns la noi. Este foarte greu, pentru că totul trebuie să aibă grijă de toți membrii familiei. Am avut situații în care n-au vrut să se despartă, a trebuit să ducem la o consultație 5 persoane. Nimeni nu vrea să rămână singur. Este o anxietate, știu că poate vorbesc, mă repet, față de aceste afecțiuni psihice, ele nu sunt tratate în momentul de față, poate cel puțin cu plante. N-am avut cum să aducem așa de mulți pacienți. Terapie constantă. Este unul din elementele unui nou proiect pe care l-am scris, să această terapie de grup, dar și individuală pentru ei. Ei, să știți că acceptă acest ajutor. Sunt conștienți. Unii au trăit cu săptămânile în beciuri, n-au văzut lumina zilei, au trăit auzind bombardamente constante. Tresar foarte des, am avut această situație, vorbeam cu cineva și a avut un zgomot, de o mașină a făcut un zgomot, a tresărit imediat. Vă dați seama ce simt, îți dai seama ce simt, am văzut un anunț la București pe grupul de refugiați, cineva spunea și în română, și în ucraineană, și în engleză, stați liniștiți, vor urma niște exerciții cu sirene, sunt doar niște exerciții. Ce simt când aud sirenele, da? Pentru că și la noi se... Noi am auzit de atacul de panică. Nu l-am trăit foarte des, cred, că nici n-am avut motive întemeiate, dar cred că atacul de panică ca și afecțiune în rândul acestor refugiați este aproape ceva, o certitudine. Este normal să fii cuprins de panică când sirena zice, panichează-te. Da, exact. Ascunde-te. Asta e momentul să-ți fie teamă. Noi am avut momentele de panică artificiale. Momentul acela cu combustibilul, momentul cu iodura de potasiu, dar încă o dată suntem cumva detașați, suntem cumva departe de, cu adevărat, de conflict. Oricum, cumva oamenii ăștia luptă și pentru noi. E adevărat. Luptă asta și, pentru, și, eu și de asta... pentru libertatea întregii Europe, nu doar pentru țara lor, și asta trebuie să înțelegem și tocmai de aceea pe cei care ajung aici să refugiază să-i primim în acest mod. A existat această problemă a medicației pentru refugiați. E rezolvată. Parțial. Doar până la temporal. 30 iunie. Da, exact. Da. Bun. Dar în Ucraina problema este tragică, problema medicamentelor. Da. Tu ai mai amintit-o și în altă emisiune. Ce știți acolo că n-am abandonat. Cum e situația? O atenție deosebită, am acordat în permanență acestui subiect și cred că au plecat 7 transporturi în momentul de față. O să mă feresc să comunic valoarea. E o valoare mare. S-a strâns bani din donații, sunt oameni, sunt companii, sunt firme. Am acceptat orice fel de ajutor. Deci, în acest moment, și cred că deja sunt peste 40 de zile de când lanțul de aprovizionare farmaceutic în Ucraina este inexistent. Farmaciile nu mai au cum să se aprovizioneze. Multe s-au închis pentru că nu mai au ce vinde. Pacienții cronici poate că au avut în sertar o anumită cantitate de produs, de medicament, care s-a epuizat. Afecțiunile cronice se acutizează. Unii au anumite pusee, să le spunem. Spitale au fost bombardate, depozite. Spitalele s-au relocat. Lucrăm în mod constant cu un spital a cărui sediu a fost afectat de bombardament din Kiev, s-a mutat până aproape în Cernăuți, dar știți bine că și acum câteva zile a fost un atac în Kiev și am primit o fotografie de la un doctor, uite, la 700 de metri de unde era spitalul nostru. În momentul de față, acel spital, vreau să vă imaginați că tot aparatul medical, tot personalul nu își desfășoară o activitate normală.
Poate că medicul de familie a ajuns să devină chirurg peste noapte. Pentru că asta, un cadru medical, evident nu a fost pregătit pentru a lucra cu bisturiu, dar poate prin telemedicină s-au ajutat indirect, a reușit să scoată glonțul, că despre asta era vorba, da. Și a salvat o viață. Spitalul nu mai este un spital așezat cu calm, sală de așteptare. Spitalul fluxuri de lucru și așa mai departe. Am observat că temerea majoră față de virusul COVID cumva este pusă pe planul 2. Deci, evident, sunt boli mult mai grave de tratat. Spitalul de care vă povestesc, noaptea este parțial brutărie, efectiv cu ajutoarele trimise de noi cu drojdie, făină. Fac pâine care se încarcă dimineața în mașini, pleacă la Kiev. În Kiev se distribuie gratuit. Toate mașinile se întorc înapoi cu pacienți critici în spital, sunt tratați. Institutul de dependenți au fost primii care am observat. Eu acest lucru vi le spun din concluzii concrete. În fiecare săptămână primim liste de necesar. Acest spital a ajuns treptat în cele 60 de zile să centralizeze necesarul a întregii zone. Sunt 40 de localități cu care comunică, de la medici de familie la alte spitale. Se centralizează aceste necesare, le prioritizăm, avem 3 nivele de prioritizare, 1, 2 și 3. Fondurile noastre ne permite să acoperim parțial nivelul 1. 1 înseamnă urgențe. Foarte important, foarte urgent. Nivelul 2 este foarte important, va deveni o urgență imediat. Dacă nu, deci să nu vă imaginați că avem așa suplimente alimentare. Da. Încercăm să facem față. Evident, acum câteva săptămâni eram atent la sentimentul meu de neputință. Am învățat că trebuie să mă uit la ce reușesc să fac și ce reușim, că nu vorbesc în numele a mai multor ONG-uri în acest moment. Reușim să trimitem aproape săptămână aceste medicamente. V-ați unit câte ONG-uri? 14 ONG-uri sunt în momentul de față și o întreprindere pe lângă socială. Pe Crucea Roșie? Pe lângă Crucea Roșie. De fapt, Farmacia Socială și Crucea Roșie într-un mod natural au strâns în jurul lor și am îndevenit acest grup care se numește Uniți pentru Ucraina Mureș. Toată lumea face ce poate. De la scriere de proiecte, la gestiune de resurse, voluntari, donații, nu toată lumea are aceeași capacitate de a capacita donatorii și este cumva normal. Dar suntem o familie și asta este ce foarte important pentru că ne completăm. Am reușit lucruri extraordinare, au ajuns medicamente exact când trebuia. Ultimul transport, de exemplu, ne-am concentrat pe colostomii, pe urostomii. Imaginați-vă ce înseamnă aceste dispozitive medicale pentru persoanele care depind de eliminarea toxinelor sub forma aceasta și n-ai cum să improvizezi, nici insulina n-ai cum să improvizezi. Am observat de-a lungul timpului, undeva cam la 30 de zile după debutul acestei crize, pacienții de psihiatrie au fost pe primul loc. Pacienții oncologici. Acolo s-au acutizat foarte mult. Acolo s-au acutizat probleme. Foarte mult și ne spunea acel spital, atenție, m-au pus să aleg. Într-un moment foarte nefericit, avem secția de oncologie, nu mai avem nimic, avem secția de psihiatrie, nu mai avem nimic. Alegeți voi ce puteți să faceți. E o decizie foarte greu de luat și am cerut ajutor. Zic, nu pot eu să decid. Și am primit un răspuns care îl spun cu foarte multă tristețe. Mi s-a spus așa, pacientul oncologic ură de durere și plânge în pat, dar pacientul de psihiatrie poate deveni un pericol pentru personalul medical. Nu mi-au spus ce să aleg. Mi-au indicat acest lucru și evident ne-am axat pe mai multe medicamente săptămâna aceea de psihiatrie, cât să putem să reducem acest risc. Să fie situația sub control. Pacienții cei instituționalizați nu pot fi lăsați acasă, evident. Bolnavul oncologic n-are cum să fie trimis acasă. Poate că nici nu mai există acel acasă. Nu există transferuri între spitale. Un spital care inițial era de o anumită specialitate, acum a devenit multispecialitate și se ocupă de orice fel de afecțiune. Ce este impresionant, medicii știu foarte bine să gestioneze resursele. Nimeni nu primește o cutie întreagă. Primește poate 10 tablete, am văzut blistere tăiate. Avem o foarte bună comunicare cu ei. Ne-au trimis fără să cerem, în numărate rânduri, mici filmulețe de mulțumire. Sunt extraordinare și ei simt, întotdeauna, cred că un leitmotiv care s-a repetat a fost suntem îngeri pentru ei, pentru că în mâinile lor am pus medicamente.
mâinile goale n-ar fi putut să ajute. Lucrurile astea le-am auzit de mai multe ori și sunt foarte adevărate. Sunt oameni simpli din Târgu Mureș, printr-un gest au ajutat cu 50 de lei, 50 de lei care s-a transformat poate în 10 cutii de paracetamol, au scăzut temperatura la, imaginați-vă, sunt 20 de bucăți într-o cutie, 100 de persoane au avut temperatură mai mică cu 10 lei, cu 50 de lei. Da. Urgențele de tip chirurgical sunt în permanență. Adică tot ce înseamnă garouri, fel de fel de plasturi, aici a trebuit cumva să ne profesionalizăm și noi, să trimitem produse care sunt sterile. Nu există... Deja sunt și rănile provocate de arme, de la explozii. Arsuri, da, foarte multe arsuri, ochi, foarte multe persoane au ochii inflamați. Acum, imaginați-vă, să spunem, cazurile normale, nu cei de pe front, adică nu de la praful de pușcă. Da. Nedormit, foarte mult, igienă precară, insomnie, plâns foarte mult. Da, sunt aceste afecțiuni oftalmologice care nu că afectează calitatea vieții, te împiedică efectiv să fugi cu rapiditate și ei n-au această posibilitate. Am trimis în permanență alimente și am trimis exact ce resurse ne-au cerut ei. N-am trimis haine. Pentru că știți că un prim gest a fost acela de a dona haine. Nu au ei o nevoie majoră în haine. Poate ne educăm puțin și mi-aș dori foarte mult să ne educăm în ceea ce înseamnă aceste ajutoare pe care le oferim, nu doar refugiaților, pentru că sunt cazuri de persoane care au nevoie de ajutor și la noi în țară. Să ne educăm puțin, să înțelegem că curățenia aceea de primăvară-toamnă nu e neapărat un ajutor. Și să întrebăm. Ce ai nevoie? Exact. Și în mod normal ar trebui să mergem să achiziționăm acele produse. Adică nu, știu că avem și noi în limba română acea gunoiul meu e comoara ta. Nu aș exersa această zicală în acest moment. Oamenii trebuie să se simtă în primul rând că le oferim o valoare și că o atenție. Și să ne gândim noi de ce avem nevoie zilnic, acele lucruri la care nu ne gândim. Ne gândim la un săpun, la o pastă de dinți, la toate acele lucruri zilnice de care avem nevoie. Sunt zone în care apa a fost o nevoie maximă și am trimis tone de apă. Transportul în sine costă mai mult poate decât apa. Dar în momentul în care afli și din surse directe și sigure, nu de la televizor, că oamenii consumă apă din calorifere, pentru că era singura lor sursă de apă după ce a dispărut zăpada. Dacă topeau zăpadă. Normal că te apucă emoțiile și îți dai seama că ok, omul poate să trăiască fără medicament, dar știți foarte bine, deshidratarea este cel mai mare pericol. Fără apă nu poți să reziști foarte mult. Fără hrană, cred că ai un număr de zile. Fără apă, totul se reduce exponențial. E foarte dificil să înțelegem complexitatea. Nu mai simt că acum greutatea este doar pe umerii unui grup de lucru. Sunt foarte multe grupuri ca ale noastre. Am vrut să te întreb cum, dacă știi, evident, în țară, cum s-a rezolvat această problemă a medicamentelor, a tratamentelor? Cred că am fost pionieri noi, cel puțin din punct de vedere juridic. Primul lucru înainte de a pleca, cred că în 7 martie a plecat primul nostru transport, eu am avut în anterior acestei date un dialog cu Agenția Națională a Medicamentului, cu Ministerul Sănătății, pentru a discuta cum să facem acest lucru într-un mod legal. Respectiv, eu sunt o farmacie care sunt autorizată de minister, avem donatori. O farmacie socială. Farmacie da. Socială, avem donatori, avem intermediari, Crucea Roșie, transportatori. Da, exact. Aceste produse nu pot pleca în orice condiții și avem un beneficiar pe care în acest moment noi nu-l cunoaștem. Știm că este ucrainean, el sau ea, este undeva în Ucraina și este undeva într-un moment atât de dificil și se va adresa unui spital. Noi am făcut câteva reguli, am decis că toate donațiile ajung întotdeauna în mâinile cadrelor medicale, în spitale, nu ONG-uri. Și aici trebuie să, o scurtă paranteză, există un fenomen, am fost avertizați, sunt ONG-uri din Ucraina care primesc astfel de donații și le comercializează către populație. Da.
De aceea, circuitul, noi nici nu pierdem, din punct de vedere al circuitului medicamentului, nici în moment în vedere care sunt condițiile de păstrare. Transportul îl gestionăm totul cu resursele controlat, proprii. Totul e controlat oarecum. Inclusiv, da, avem un termohigrometre care însoțesc medicamentele. Crucea Roșie și transportatorii, vă spuneam, cred că în prima ediție, așa a fost dat de la Dumnezeu, să avem o asociere, Crucea Roșie, farmacia socială și o companie locală care se ocupa de comercializare produse perisabile și care aveau acest parc auto exact potrivit pentru medicamentele noastre. Ne-am, peste noapte ne-am reinventat și am găsit acest oamenii această buni procedură. Se găsesc între ei cumva în situații din acestea. Da, în țară, în schimb, aș vrea să atrag un semnal de alarmă că n-ar trebui să primească nici organizație donații în medicamente. Este indicat să fie comercializat din farmacii, orice farmacie. Direct către spitale, direct către medici. Spitale. Aceste donații pot avea loc și direct de la un producător sau respectiv un distribuitor de medicamente către spital și nu implică neapărat o farmacie, dar medicamentele preluate de la populație, care pot fi foarte diverse și sunt iarăși fac parte din medicamente care nu mai avem nevoie de ele, sunt într-o cantitate insuficientă. Un spital nu are ce să facă cu 10 cutii de paracetamol. Are nevoie de o cantitate mult mai mare ca să poată să-și trateze pacienții. Altfel nu poate iniția tratamente cu 10 cutii. În schimb, aceste bucăți mici pot ajunge, de exemplu, la medici de familie, care iarăși s-au transformat în farmacie câteodată, au un cabinet ca să tratezi eficient, nu poți să-i mai prescrii o rețetă, că n-ai unde să-l trimiți, trebuie să-i dai exact 3 tablete din ce ai tu. Da. Trebuie să ne imaginăm cât de gravă este această criză a medicamentelor în Ucraina și... Dacă am face un astfel de exercițiu, ne-am dat seama că adevărata problemă este în Ucraina, nu în România. În România avem sistemul sanitar românesc, am preluat aceste cazuri, aș putea spune că avem peste 500 de... Ajutor primesc, nu ajutor sunt primesc. Lăsați de izbeliște. Iar pe de altă parte avem sistemul de urgență, deci orice pacient merge direct în sistemul de urgență. În Ucraina nu mai au astfel de posibilități, să le de așteptare, cel puțin în urgențe, vă dați seama, se fac acele triaje într-un mod foarte serios și... Da, aspectul, riscul vital este, îl vedem mult mai intens în Ucraina. Sunt foarte multe ajutoare internaționale și ele au venit câteodată nu exact de targetat, cum ne lăudăm noi că o facem în colaborare cu acest spital. Poate că au venit prea multe, nu știu, câmpuri sterile și n-ai cum să faci atâtea operații. Au venit foarte multe medicamente care nu-i nevoie de ele. N-au venit în urma unor liste făcute de medici exact pe necesar, probabil. Au venit totuși făcute de specialiști din organizațiile internaționale care își dau seama ce ar presupune o medicație cam de urgență. Cam ce ar fi nevoie, da. N-au ajuns atât de rapid ca noi. Vă dați seama, un transport internațional și... există și o serie de etape, hub-uri intermediare, documente specifice, autoritățile ucrainiene să fie capabile să preia acele tiruri, să le împarte, să le inventarieze. Noi am dus exact, mi-am cerut 100 de cutii, 100 de cutii au ajuns, am deschis cutia, au început distribuția. Nu cred... Adică cu siguranță nu ți-ai imaginat vreodată în momentul în care ai avut acest proiect pilot, l-aș numi eu, de farmacie socială, nu cred că ți-ai imaginat vreodată că vei trece prin pandemie, unde te-ai implicat în mod activ, și apoi război, criza refugiaților. Farmacia socială trebuia să fie așa, pe timp de pace, oameni mai săraci care vin și sunt ajutați prin ce ai deschis. Nu m-am așteptat și nici nu mi-am dorit. Ar fi o ipocrizie să zic că mi-aș fi dorit să trăiesc aceste momente. Da. Nu, aș dori să fie toată lumea sănătoasă și noi să nici nu, noi nu urăm la revedere sau... Nici nu e normal să urez cuiva, ne vedem data viitoare sau haideți în farmacie. Nu, pur și simplu e ca și cum dorești răul. Important că suntem aici, suntem pentru ei. Noi avem acel slogan în care cred că acum capătă deja noi conotații. E nevoie de tine pentru a face bine. Am
trăit cumva, cât, au fost momente în care la două noapte a trebuit să ne trezim, să încărcăm mașinile, dar am simțit cumva că sunt cumva mult mai aproape de acest conflict. Ca și, nu pot zic că era ca și cum eram pe front, dar pur și simplu eram în rândul 2, pentru că să încarci în seara asta la ora 2 și mâine la prânz să primești fotografia cu cutiile tale în mâna unui soldat care îți face un semn de mulțumesc, este extraordinar. Deci, evident, ne-am simțit foarte, foarte legați de... Da, implicarea a fost directă și fantastică. De asta spun că nu cred că vreodată când ai scris acel proiect pentru farmacia socială te-ai gândit la asemenea cazuri. Te-ai gândit la oameni din zonă, din St. George, care au nevoie... Prioritățile s-au schimbat în permanență, dar niciodată nu am pus la o parte bunicii de la Căminul de Bătrâni. Exact. Proiectul Mamele Minore. Nu sunt proiecte care le-am pus pe planul 2. Deci trebuie să înțelegem că aceste persoane, cazurile noastre sociale, au beneficiat de asistență în continuare. Noi doar am avut un, dacă aș spune, dublarea efortului, e puțin spus. N-a crescut personalul. Suntem aceleași persoane la această farmacie, dar este mult mai greu în acest moment. Nu s-a terminat. Deci nu știu, nici nu putem vorbi la timp trecut. Eu mi-aș dori să vorbim cât de curând la timpul trecut. Și noi și ei, cred că ne-am gândit inițial la zile, săptămâni. Nu cred că ne-am gândit că vor trece, iată, două luni și... Nu am anticipat modul în care ne va afecta. Experții pe noi. Experții pe politică externă spun că va fi un conflict de lungă durată. Deci energia trebuie dozată a tuturor celor care ajută. Da, suntem epuizați. Deci acum pot să vă împărtășesc într-un mod foarte sincer că 60 de zile neobișnuit. La o astfel de intensitate, nu știu, poate că mi-ar fi trebuit cumva un antrenament la sală înainte ca să putem să rezistăm. Da. Nu sunt adeptul medicamentelor, deci nu sunt, dar încerc să am cumva o igienă personală, mentală mă refer, încât să pot să nu mă încarc cu toate aceste emoții. Dar nu se poate, sunt om. Ori de câte ori vorbesc cu un refugiat, este o tot o altă poveste. Eu sunt momente în care... Mi-aduc aminte de un moment, o fată, Oxana o chema, era cu mama ei aici și cu cățelul. De foarte multe ori, animalele de companie sunt membri ai familiei. Și îmi povestea de soțul ei, care n-a putut, bineînțeles, datorită condițiilor să le însoțească. A fost mașina, el conducea normal lângă Odessa, a fost împușcat mașina, deci efectiv el a trebuit să trăiască câteva zile, multe zile, cu un glonț în umăr, pentru că n-aveau cum să îl scoată la spital. La momentul respectiv nu se putea opera, n-avea voie să părăsească, nici măcar printr-un acord să fie operat în România. Deci nu. Și ea simțea, cred că, nevoia de a vorbi cu cineva. Asta s-a întâmplat în farmacie, cu protecția acelea de geam, că aș fi vrut să o dau jos și să vorbim. Pe de o parte, ea s-a descărcat. Am ascultat cu mare atenție, dar ce s-a întâmplat în momentul respectiv în farmacie este ceva ce cred că nu ne putem imagina. Cineva să-mi redea acele lucruri cu mască, cu lacrimile curgeau acurs pe mască. La sfârșit ne-am îmbrățișat, ea venise pentru pur și simplu cu tine, pentru mama ei. Și acum este în Elveția, dacă nu greșesc. Mi-a trimis poze ținem legătura și sunt foarte multe cazuri de genul acesta. Mă bucur foarte mult că fiecare reușește să-și găsească cumva o țară sau un loc în care să spună acasă. Se formează niște prietenii în aceste momente care vor dura o viață. Despre asta vorbeam. Da. Despre, era expresia aceea comunistă, sigur o știi și tu, cu prietenia dintre popoare, cu țările prietene și așa mai departe. Ei, nu, bine, este o realitate. România și Ucraina vor fi țări prietene. Este o realitate. Dacă am fi făcut un test în școli, care sunt țările cu care ne învecinăm, nu cred că Ucraina ar fi fost numită prima. Începeam cu Bulgaria, pentru că acolo ne petrecem concediile, sau Ungaria, la fel. Cei din Transilvania, da. Ucraina ar fi fost tot timpul lăsată ultima, pentru că nu știam foarte mult despre ea. E o țară mare,
dacă studiam cu atenție istoria, chiar părinții n-aș fi spus că nu e o țară prietenă și ce s-a întâmplat, trebuie să realizăm că acești oameni... Românii din Ucraina, drepturile, dar toate oamenii aceștia au căzut nu pot fi 2. Pedepsiți datorită istoriei. Nu ei au luat aceste decizii. Și cred că și ei vor vedea lucrurile altfel din acest moment. Cunoscându-ne, cred că vor vedea și mentalitatea lor se va schimba. Nu toate țările cu care se învecinează, ei i-au primit la fel ca noi. Să știți. Asta trebuie să știți. După Polonia, cred că România a fost țara care a primit cei mai mulți refugiați. Nu ca volum, ci ca mod de primire. Da. Din ce știu, în Polonia nu s-au făcut așa de multe cazări la persoane fizice ca la noi. Noi avem totuși un procent impresionant. În luna martie aveam o statistică la nivelul județului Mureș de aproximativ 90% dintre refugiați la un moment... pentru că această cifră se schimbă permanență, erau la persoane în privat. Acum, situația de astăzi s-a ajuns undeva la 70%. Deci a scăzut un pic, dar totuși persoanele românii, cetățenii români sunt cei care și-au deschis căminele și să știți că nu din motive financiare, adică cei care au făcut acele, și-au deschis casa și au avut 2, 3, 5, deja mai multe generații, să le spunem, de refugiați, au făcut-o pentru că așa au simțit. Și oricum o parte dintre aceștia deja rămân la noi în țară, se angajează, își găsesc locuri de muncă, copiii sunt înscriși și la grupa fetiței mele a fost anunțată o fetiță din Ucraina. Face parte din viața noastră și a trebuit să vedem partea pozitivă a unui schimb intercultural. Avem de învățat unii de la ceilalți. Astăzi trebuie să învățăm să fim mai buni. Trebuie și cu noi, trebuie să fim empatici, să îi înțelegem. Nu într-un mod forțat, să nu-i forțăm să facă lucrurile atunci când vrem noi sau cum vrem noi. Și sper să vedem cât de curând, cât mai multe evenimente în care să participe acești refugiați ucrainieni. Copiii au fost invitați la biblioteca din județeană, unde au avut activități. Sunt niște lucruri foarte frumoase pe care le fac acolo fetele de la bibliotecă. Eu o să vă invit săptămâna viitoare, sâmbătă, are loc târgul ONG în centrul orașului. Așa. Vom participa cu un stand. Anul acesta Asociația Suriem împlinește 20 de ani. La mulți ani. Mulțumim mult. Nu este un moment totuși de aniversar. Nu simțim momentul că e momentul potrivit să facem ceva festiv. Totuși vom avea un stand. Ideea este, pentru că rămâne o barieră lingvistică și nu vom putea organiza o interacțiune directă, dar o să vă spun care este ideea proiectului nostru. La standul nostru vom expune lucrările, desenele unor copii ucrainieni, sau de ce nu ucrainieni, să spunem, în general, pot să fie și adulții cei care ne oferă aceste desene. Noi am denumit trecut, prezent și viitor. Deci pe o foaie albă, imaginați-vă, îi vom ruga să împartă în trei, să deseneze ceva din trecut, ceva din prezent și ceva din viitor. Cred că este doar uitându-ne la aceste mesaje, și nu e nevoie de prea multe vorbe, vom înțelege exact prin ceea ce trec ei. Este o modalitate de a conștientiza și de a înțelege și orice cetățean târgu mureșean că această problemă este deja a comunității noastre. Sunt oameni care poate vor decide să locuiască permanent aici. Știți foarte bine, lecții de limba română se organizează în acest moment. Da. De engleză, de română. Motivele pentru care nu se întorc înapoi, nu cred că e momentul să întrebăm, în momentul de față, de ce nu te întorci la tine în țară. Poate că este o problemă mult mai complexă decât cea a existenței locuinței acolo sau nu. Deci acasă este acolo unde sufletul tău se simte în siguranță și în confort. De aceea este foarte greu să răspund la această întrebare. Și la standul nostru vor participa inclusiv bunicii de la Cămin. Vom avea o nouă ediție a proiectului Biblioteca Umană. Mi-ar fi plăcut foarte mult să organizăm o bibliotecă umană cu cărți ucrainiene, cu persoane, că știți... Omul carte, omul cu care poți să discuți.
Nu cred că este, în acest moment nu suntem pregătiți pentru un astfel de, de proiect, dar mi-aș dori foarte mult să-l văd în realitate. Vor fi și este timp și pentru asta. Sâmbăta viitoare, ai spus data de 14 mai, de la ora 11 la ora 18 în centrul orașului. Bun. La ceas. Îți mulțumesc din suflet și îți doresc energie să ai. Mulțumesc foarte mult. Pentru că lucrurile le duci la capăt, ne dovedești așa de la ediție la ediție, ne mai povestești despre un proiect pe care l-ai implementat. Îți mulțumesc și dumneavoastră vă doresc o seară liniștită și pace. La revedere!